Salutări din Delta Dunării, din barcă. Am pus folia peste noi. Ce, nu te văd. Arată spața. Ce faci, Magdalena? Ne-ai spus că nu plouă? Păi da, eu, dar ce, eu sunt cu ploile. Responsabilul e Dumnezeu. N-ar ploua așa tare, dar e un nor negru. Uite ce nor negru sus aici. L-ai văzut? Da, am văzut, da. Wow, s-a întunecat telefonul. Lasă-mă. Băi, s-a mai luminat un pic spre dealurile alea. Dar de vreo oră stăm în torențială și în piatră și în vânt și în... Am reușit să salvăm cât de cât astea, să le ținem uscate. Folia s-a tras, că dacă s-a pus apă pe ea, s-a tras în coa și n-a mai putut să astupă în toată barca. Și a intrat apă, dar am scos cu cârpa asta. Pompam, pompam. Ismaile. Băltenul e acolo. Ne mai trebuiau 5 minute să ajungem la mașină. Atât mai aveam nevoie, de 5 minute. Și nu le-am avut. A, uite, pescarii lupește, am aruncat lanseta pe pontonul ăsta. Nu te joci cu carbonul. Deci încă nu se văd eolienele. Asta înseamnă cel puțin 15-30 de minute de ploaie. Da, la băltenii de sus. Suntem puțin mai jos de sat. Băgați în folie. Înfoliați, pescari înfoliați. Nu-l mai aud pe ăsta și nu mai văd din cauza că s-a lăsat la mijloc folia, s-a pus apă pe ea. Ce să, asta e. Am fugit de ea toată delta și ne-a prins aici. Nu că am fugit, am scăpat pur și simplu, ne-am strecurat printre nori. De fapt, dacă stau să mă gândesc, aventurile adevărate aici se scriu, pe teren, nu acasă în fața calculatorului. Asta e. Mulți spun, vai, ce frumos! Te-ai dus în delta. Wow! Ce poate fi mai frumos? Da, e adevărat. Dar nu e întotdeauna frumos și ușor. Mai e și greu. Nu e, ploaia asta nu ne-a speriat. Acum hai să o lăsăm mai moale, dar tună și fulgeră. Iar când tună și fulgeră și ești pe apă, ești numărul 1. Aici, dacă ești după apă, e în câmp deschis. Deci rămâi tot numărul 1 pentru fulger. Mai ai o șansă să te bagi sub un copac. Și acolo devii tot ținta numărul 1. Așa că nici nu știi ce e mai bine să faci. Să te rogi. E. Ce se întâmplă? Am ieșit un pic, că n-am mai răbdat. A început să se miște barca. Ce vrei, mă? A luat o barca încolo. Unde? E. Să știi că se vede un pic de senin înspre Bălteni. Am ieșit un pic. Să vi-l arăt pe George. Ce faci, mă, băiatule, mă? Sare avatul! Sare avatul! Aoleu, am ieșit să iau puțin aer. Uite lanseta mea, plânge în ploaie. S-a pus apa aici asta. Am salvat oare ce lucru să nu se ude, da. După cum se aude tunetul... Oh!
Hai că îi dau drumul la barcă. Exact când am crezut că scăpăm de ploaie, nați-o că vine pasagerul. Băi, pornește motorul, că nu mai e timp. Hai, coleg, hai, tată. Așa. Păi, pregătește-te să trecem niște valuri. Am salutat pe băieți. Da, nu bea, nu fumează, nu troncăne, nu bate, nu face valuri. Da. Decât, uite cum sare apa, 1,2 m. Dar la ce apă avem noi în barcă? Sincer, crezi că mai contează? O, oh, cu tata, ia uite. Ce zici? Ce e asta, tata? E hula, am ajuns în mare. E frumos să fii ancorat acum, la mal. Crezi că sare și nea lansetele de acolo? Băi, adevărată spun că vine alta din spate. Băi, lasă-mă că alta nu mai suport. Hai să ne întoarcem dacă putem la noi. Păi și ce vrei să facem acum? Să... Punem astea, punem pelerinile pe noi, să întindem. Hai mă, nu fug eu. Bă, băiatule, nu fug eu ca un laș, mă, din fața unei croici. Uite ce ceață e încolo. Du-mă la mal, că da, măcar da, să ne legăm. N-am fugit de atâtea și atâtea și fug de o ploaie. În fine, o e chiar așa despre el. Am trecut prin furtună. A rămas o luicică din asta de vară, să zic. Sperăm. Aia. Problema e că erau ele compactate, dar nu știam exact ce udă, ce nu udă. Și na. N-ar fi fost mari valori. Dar nu era problema. Problema era de tunete, fulgere, piatră, chestii mai grele. Și chiar și vânt, că dacă se pornea un vânt dinspre nord, noi eram în partea sudică, să zic, a brațului și ne aducea niște valuri de 2 metri. Bine, ne suiam pe mal și cu asta basta, luam ce puteam. Și asta e, că până la urmă viața e cea mai importantă. Nu-i de joacă, deci vântul e foarte important. Noi l-am studiat azi, și vântul și ploaia și... Ne-am asumat riscul, ne prinde o ploaie pe lângă Bălten. Mare problemă. N-a fost mare problemă, într-adevăr. Dar un vânt de peste 30-40 la oră, s-a aruncat barca pe mal. Clar. Da, din mal, aproape aici de mașină, nu ne mai puneam probleme. Dar e bine să într-un rug să cel, să ai lucrurile mai importante, adică pentru prim ajutor. Telefonul, să poți să suni o pastiluță, o actele, chestii de genul. Restul, o ladă cu mâncare și un cort și astea nu valorează nimic. Deci, rup să celul ăla să fie cât de cât etan și rezistent la apă, că de obicei acum se găsesc o grămadă de echipamente rezistente la apă. Eu am unul din Decathlon, 100 de lei, foarte bun. Inclusiv are partea de jos, are un fermoar și acolo are o cusă pentru protecție și mai mare. Cine vrea poate să-l mai pună într-un săcuț din ăla impermeabil. A avut și Lidl-ul cu 50 de lei, nu știu cât. Sac de vreo 30 de litri, ceva gen 40. Adică suficient pentru lucrurile esențiale. Ăla și plutește. În momentul în care eu am unul mai mare, de vreo 60 de litri, cred. Îl folosesc pentru haine, pentru așternuturi, să zic, în caz că se întâmplă ceva, să cadă în apă, să știu eu. Să am lucruri uscate, imediat fac un foc să mă schimb și să am în ce să dorm, sacul de dormit. Dar ăla e bun că plutește, în caz de ceva, se strică, se sparge barca, se răstoarnă și poți să-l mai recuperezi. Aici nu era cazul, pentru că suntem lângă sat. Și dacă plecam
fără nimic la noi, tot ajungeam lângă la o căsuță din asta și anunțam pe cineva să ne ia după aici. Nu era o problemă. Ei, trebuie să prevezi măcar să ai un minim de spate asigurat de rezervă, adică na, nu vrei te hazardezi chiar total. Încerc să te ferești. Bine, ne-a hazardat. Era departe ploaia, dar pescuind și asta, no, nu ne-am mai uitat că se apropie. Am văzut-o că se apropie, dar avea o viteză foarte mare și când ne-am dat seama, deja nu mai puteam să urcăm până unde era nevoie.